Rezina are un președinte de raion, chiar dacă ședința Consiliului Raional Rezina a fost anunțată inițial pentru vineri, 22 iulie, 21 de consilieri din 33 au revenit în sală miercuri dimineața pentru a alege președintele raionului. Alți 11 consilieri PLDM au lipsit de la ședință. Candidatura democraților la funcția de președinte al raionului a fost susținută de 19 consilieri din cei 20 prezenți la ședință. Eleonora Graur este originară din raionul Rezina și este doctor în economie. În așa fel, președintele a raionului Rezina a fost aleasă doamna Eleonora Graur. Sunt foarte multe probleme în raionul Rezina și nu trebuie să le separăm care este prima și care este a doua. Toate sunt probleme și toate sunt foarte importante. Așa că noi, în primul rând, o să-mi adun echipa, să văd cu cine lucrăm, care sunt prioritățile principale a raionului și așa o să conlucrăm și acum și pe viitor. Au fost negocieri și pe partea dreaptă și pe partea stângă, deci am negociat atât cu PLDM-ul, cât și cu PCRM-ul și cu PL-ul. Deci, până la urmă, am avut susținere din partea PCRM-ului și a PL-ului. Metoda mea de lucru o să fie nu a separa consilierii pe fracțiuni, dar a fi un tot întreg, a fi o familie unită și, într-adevăr, a demonstra că se poate de conlucrat împreună și de adus rezultate foarte bune pentru raionul Rezina. Este un prilej bun pentru un început, ca următorii 4 ani, să dezvoltăm economia în raionul Rezina. Să pornim lucru, să facem lucruri în raion, să lucrăm ca oamenii să nu pierdă încrederea, să recâștige încrederea că în raion este conducere și să găsim limbă comună, să atragem, să consolidăm oamenii în jurul nostru, să creadă noi și să meargă după noi, să facem lucruri mari. Că activitatea Consiliului Raionului Rezina a fost pus într-o situație foarte dificilă din care avea de suferit doar poporul și pentru a scoate această situație din impas, am mers la alegerea președintelui. Consilierii PLDM spun că vor contesta legalitatea ședinței, deoarece din cei 33 de consilieri la ședință au participat doar 21 în loc de 22 prevăzut de lege. Potrivit lui Nicolae Olaru, nu toți consilierii PLDM au fost anunțați despre schimbarea datei de convocare a ședinței. Motivul că nu ne-am prezentat noi astăzi la ședința Consiliului Raional a fost aceea că nu au fost anunțați toți consilierii despre ședință. Ea a fost convocată în prip, am înțeles, ieri la cererea nu știu cui, nelegitim. Aș vrea să accentuez, nelegitim a fost constituită conducerea, sau aleasă conducerea raionului, deoarece asta este în ședința de constituire, la care obligatoriu trebuie să fie 22 de consilieri și totuși, făcând abuz și încălcând legislația Republicii Moldova, legea cu privire la administrația publică locală, legea cadru cu privire la activitatea Consiliului Raional, cu 21 de mandate, au socotit că ședința este deliberativă și au ales conducerea raionului. O să ne adresăm la Cancelarea de Stat ca să iei atitudine față de decizia de a fi anulată, că nu este ilegală și să procedem conform legii, să vedem. Despre faptul că ședința nu a întrunit 2/3 din consilieri pentru a fi deliberativă, a anunțat și secretarul Consiliului chiar în ședință, care a fost însă contrazis de cel mai vârstnic ales local. Mai mult, când unul din consilieri a încercat să părăsească sala, s-a dovedit că ușa este încuiată. Când am dat să ias, ușa era închisă. Când am dat să o deschid, era imposibil. M-am adresat la domnul președinte să-mi fie deschisă ușa sau sunt sechestrat, se chem poliția. A încercat odată secretarul și a doilea oară a scos cheia din buzunar, a descuiat-o și eu am părăsit sala. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu, susține că chiar dacă legalitatea acestei ședințe ar putea fi contestată, aici rămâne loc pentru discuții. În practică,
partea noastră avem multe cazuri când unele persoane spun că ei nu s-au înregistrat pentru participare. Au fost poate în sală, dar nu s-au înregistrat pentru participare. În alte cazuri sunt situații când semnăturile au fost făcute de cu totul alte persoane, adică echipele care au fost prezenți. Deci, acum, la acest moment, este complicat să dăm, să zicem așa, un comentariu sau o decizie care ar permite să fie soluționată problema univoc, că este sau nu este legală. Până la urmă, aceasta va face o instanță de judecată. Din practica existentă care am văzut-o până acum, cred că dacă au fost asigurate două treimi și dacă au fost alese structurile Consiliului Regional, cred că o să fie complicat de contestat această decizie, pentru că, până la urmă, Consiliul decizie, adică el are regulamentul, are legea și se conduce de acestea. În cazul în care se va constata că a fost încălcată legea, atunci ar putea să fie organizat un nou ședință. Pe lângă președintele raionului Rezina, înaintat de Partidul Democrat, au fost aleși și doi vicepreședinți de raion, de la PCRM. Până acum au fost aleși 17 președinți din 32 de raioane ale țării.